Prendió la taza a Loa, llevo a Pedro a casa. Yo me trié para hacer. Me trié. Víctor. Y el Víctor, un que le ha dicho, ¿cuánto tiempo has ahí? Chi è detto lui? Perché ci siamo adesso, va? Detto lui di Marino Mondo. Așa, și punctul era ABC. Versul este desenat așa, vectorul de mărime 1. Având de direcția asta, cum o și vedem, și punctele A, B și C. Așa încât construim punctele A prin B prin C prim. Deci construiți. Construiți punctele A prim, A prim, B prim și C prim, astfel încât A prim, vectorul A prim să fie egal cu 3 ori 1, vectorul B prim să fie egal cu de minus de 2 ori 1, și vectorul CC prim să fie egal cu minus 3 pe 2 U. Deci, să recapitulăm. Se dă vectorul de mărime 1. Acolo e minus 2U. Minus 2U, da. Minus 2U. Deci se dă vectorul de mărime 1. Așa reprezentat. Este un vector ideal asta. Și hai să vedem un pic mai mic. Sau să iau punctul de ce mai în dreapta. Și se cere să construim vectorul A' care se vede 3 ori 1. Păi de la A mai ducem așa o chestie ca să fie 3 ori 1. Așa, deci de punctul A. Ai originea, nu? Ai originea vectorului. Și din punctul A, construim pe A prim. Dar ce se urmă? A. Și pe A prim îl construim. Profesor, ea nu v-a spus. Așa. De ce se aude? De ce se aude? Se aude de la... Microfon, că e pus acolo. Deci de la... Lecția cealaltă. Bine că observați asta. E un playlist acolo. Și el merge cu playlistul în perioada în care nu suntem în direct. Spuneam că de la A plecând, originea vectorului, construim pe A prim, încât să aibă aceeași mărime. De trei ori mărimea, dar direcția și sensul trebuie să-l păstrezi al lui U. Trebuie să atamnă vectorul. Așa. Deci mărimea și direcția lui U. Cu copii mărimea și direcția. Pardon, direcția și sensul. Și sensul. Dar mărimea va fi de trei ori. Așa, da. Deducem paralel. Cu vectorul liber. Cu vectorul liber. Și mergem ca mărime, o dată, de două ori, de trei ori. Aproximativ așa, să zicem. Vectorul A, A prim. Așa am construit vectorul A, A prim. Acum am mine să ducem... A prim. Ăla l-am dus așa, înseamnă că pe ăsta îl ducem tot energia din B, dar invers, cu sensul invers. Corect, corect. B-ul, să zicem, dacă este aici, undeva. B-ul, dacă este aici. Atunci, minus 2, 1, va fi. Dar mă orientez după asta. Trebuie să fie paralelă. Dacă a fost paralel cu asta, care așa. Da? Și sensul, sensul trebuie să fie invers, opus. Minus 2, U. Un mai mult video. Așa, și să zicem că am construit pe B prim, care e minus 2, U.
Iar la 3 pe 2 calculăm cât e 3 pe 2. Pe împărțit la 2 1 jumătate. C-ul. C-ul este minus 3 pe 2. Este minus 3 pe 2, minus da, minus e tot KPV3, da, exact. Și calculăm al doilea 5. Odată și jumătate. Odată și jumătate. Asta este C și C prim. Ce C prim? Am construit astfel cei 3 vectori, având ca reprezentant pe vectorul 1. 2, nu? Următoarele 2, nu e mâna? Da, scrie, am încercat. Da, 1, 2, 3, 4, fără 3. Deci 2, problema 2. Deci, la punctele MN și P, MN și P ca în figură. Deci, pe o dreaptă, luăm punctele M, 3 segmente egale și punem M, și apoi mergem pe 2 și punem P. Deci M, M și P, cele 3. Determina scalarii A, P și C, astfel încât să avem A mic, astfel încât să avem deci A, B și C, egal cu cine? Care sunt valorile la B și C? Dar cine să aveți ce? Niște numere. Cum a fost aici numerele care? 3, minus 2, 3 pe 2. Da? Așa încât să se întâmple următorul lucru. M, M. Așa încât să avem cu M, M, vectorul M, M, egal cu A ori pe M. A ori pe M. Apoi M, 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 de desubt, altă variantă, M, M, să fie egal cu B, M, B. B ori M, B. Și NP, NP, să fie egal cu C ori NM. Ne uităm la MN, MN, adică ăsta, și PN, 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 are sens cu față de mână, cum sunt sensurile. Ăsta așa și ăsta, mic ăsta. Deci, cum trebuie să facem, ce înseamnă scalar, scalar? Scalar adică numărul din față. Adică pe până cu cât să lămulțesc ca să dea mână. Dar având segmentele astea, vezi că sunt egale aici. Ăstea sunt 3 și ăstea sunt 2. Pe A, cu cât să lămulțesc eu, pe până cu cât să lămulțesc ca să dea mână. Cu 2. Nu, dar are cu două segmente, mamă. Dacă mulțesc cu 2 pe până, fac 4. O dată și încă o dată fac 4 și ăsta numai 3. Cu 2 pe 3? Cu 2 pe 3. Dacă mulțesc cu 2 pe 3, face 4 pe 3. Cu 3 el are 2 și mulțesc cu 2. Cu 3 pe 2. 3 pe 2. 3 pe 2 ori 2? 3 pe 3, 2 ori 2 ori 4. Da, 3 pe 2 ori 2. Fac 3. Deci cu 3 pe 2, dar 3 pe 2 sau minus 3 pe 2? Așa e întrebarea. Pe același semn, mână, mână, mână așa, și mână invers. Da. Deci egal cu minus, cât ai zis? 3 pe 2. 3 pe 2, până. Deci A e minus 3 pe 2. A, foarte bine, l-am găsit pe A, A egal cu minus 3 pe 2. Întrebarea, cine sunt scalare și numele și astea? Că se întâmplă așa, răspunde. D este 3 pe 5. Mână, mână, cu mână, mână, mână. Da, și 3 pe 5. 3 pe 5, e bine, nu? 3 din 5, ori 5, că e mână. Da. Face 3. Da. Deci, da, ce sens? Minus, plus? Nu, e plus, dar nu 3 pe 5. Mână, cu M, P, da. Deci, voi spune că M, N, egal cu 3 pe 5, ori M, P. Adică P, virgulă, egal cu 3 pe 5. Și ce e minus 3 pe 3? Și ce-o este? Minus 3 pe 3. N, P cu N, M. N, P 2. Cu N, M. Sensuri opuse. Deci, fără discuție, N, P, este egal, tu ai zis? Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3, este bine.
Minus 2 pe 3, ori n, m. Deci C-ul ar să fie egal cu cât? Cu minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Ia să vedem, n plus 2 și minus 2 pe 3 e corect. E bine. Da. Da. Bun. Haideți să vedem altă problemă. Altă problemă, sau dacă nu mai este aici ceva de făcut. 4. Nu. Era. 4. Fie punctele A, B și M. Ștergem? Sau scrieți acolo? Ștergem. Să o facem. Da? Și eu șterg acolo. Da. Deci, fie punctele A, B și M, fie punctele A, B și M, care aparțin segmentului închis AB, așa încât avem o pătrime din MA, o pătrime MA și egal cu MB. Determinați scalare ABC, determinați A, B și C, niște numele reale, nu? Numele reale. Deci ABC numele reale. Așa încât să avem AM să fie egal cu A ori MB. Era A ori MB. AM egal cu A ori MB. AM, suntem la partea, AM egal așa, egal cu A ori MB. Apoi, AB să fie egal cu B ori MB. B ori MB. Și în sfârșit, AB să fie egal de vectorul AB, numai vectorul avem, da? AB egal cu C ori AM. C ori AM. Deci, cu alte cuvinte, pe AB luăm un punct M, așa trebuie să înțelegem în grână, nu? Pe segmentul AB luăm un punct M, așa că o pătrime din MA se fie cât MB. O pătrime. Adică în câte se împartă pe ele, tot? Pe 4. În 5. O pătrime. Deci, hai să ne luăm A, B, M, este pe A, B. Deci, este. Este. Așa cum ai lucrat cu Dumnezeu. 1 pe 4 din MA. Poate cuvinte MA. MA egal cu 4 MB. MA. MA. Și MA plus MB egal la B? MA plus MB, sigur că da. Dar în partea cu 5. Sigur că da, în 5. Asta vreau să spun. 1, 2, 3, 4, 5. Și MA, aici este nou. MB este cele 4, iar MA e MA. Așa, așa, atunci și MA aici este. E bine? MA e una și celelalte... Nu, MA... Nu se pare că e invers, chiar. Așa. MA e de 4 ori MB. Aici este MA. MA e de 4 segmente de a de MB. De acord. Și acum AM să fie A ori MB. AM să fie A ori MB. Deci A, B și M. Și AM să fie... Deci AM să fie egal cu A ori MB. Să aflăm cât este A? Da. AM egal cu A ori MB. Adică... A e 4. Nu. Sigur. Da, e bine. E 4. A e 4. Deci se duce. A e egal cu 4. A, B. A, B să fie egal cu... B ori MB. B ori MB. Cu 5. A, B tot. De la MB, da. Se rezultă că B e egal cu 5. Și A, B egal cu C ori A, M. A, B. Egal cu 4. C ori AM. Adică cât este C-ul? Egal cu 4.
A, B, de-al de A, e M. Nu, nu, nu. A, B, de-al de A, M. Cum se dea M? 5 pe 4. 5 pe 4, nu? Da. Că este egal C, egal cu 5, 5 pe 4. Supra 4. A, B, și 8. Fie punctele A și B care aparțin lui A, virgulă B, care aparțin planului P, văd de A diferit de B, construiți punctul M, construiți pe M, dacă am M A plus de 2 ori M, M A plus de 2 ori M B, M A plus de 2 ori să facă vectorul 1, exact vectorul 1, B mic, 2 M A minus 3 M B, 2 M A. Acolo scrie constantă M dacă? Construiți M, construiți M dacă M A egal cu pentru punctul A, M A de 2 M A plus minus 3 M B, minus 3 ori M B, se facă egal de vectorul 1. C-ul, să avem A M egal cu 3 pe 2 A B, A M egal cu 3 pe 2 A B. Așa. D. 2 M A plus 5 M B, 2 M A plus 5 M B. Deci 2 M A plus 5 M B egal cu vectorul 1. E. 3 M A, 3 ori M A, minus 7 M B, să fie egal cu vectorul 1. Și, în sfârșit, F, M A, egal cu 3 A B. Distincte punctele A și B mai întâi în plan. Două puncte distincte, să le luăm. A și respectiv B. Construiți M dacă MA, M se pune pe MA, se facă de două ori MB. MA, păi îl împărțim în 3. Îl împărțim pe AB în 3, da? Și atunci MA face de două. De două ori MB. Păi nu, el adunat îi se facă vectorul 1. Adică MA plus de două ori MB îți facă vectorul 1. Adică să fie negativ MB și MA să fie păstrat. Adică hai să-ți transcriem asta într-un alt mod, echivalent cu MA egal cu minus 2 MB. Așa, MA egal cu minus de 2 ori MB. MB. Unii s-au transcriem noi pe... MA egal cu minus de 2 ori. Păi... M îl punem prima săgețică înspre B. Deci M o să-l pun în partea asta pe M? Nu. În partea aia. În partea asta? Sau între? Între. Între. Atunci dacă îl pun pe aici cineva... Da, mă, pe acolo. M, A... În celălalt. Cu M, B, da? Ei sunt opuși, da? În punctul ăsta, zis. Pe care aici da. Spune, da? M, și M, A... A... Să-mi egal cu minus de 2 ori M, B. E M, B, dar trebuie să iasă din minus 2, nu? Da. Deci, pentru punctul A, construcția asta este. Că M este aici. Hai să vedem. A. Am făcut aici. A. Să vedem B-ul. 2 M A egal cu 3 M B. Merge. Da. Deci 2 M A egal cu 3 M B. Deci asta e echivalent.
2 mân A egal cu 3 mân B. Sau altfel spus, mân A egal cu 3 pe 2, nu? Altfel spus, înseamnă asta tradus, că mân A are 3 pe 2 din mân B. Și atunci... Împărțim în 6. Să facem fibrarea. Deci AB. Da? Hai să zicem așa. A. Și respectiv B. Împărțim în 6. Să împărțim pe cine? Pe AB în 6. Mai întâi în 2 și fiecare în 3, nu? Jumătatea în 3. Am împărțit în 6. Fiecare în 8. Și atunci avem că de 2 ori mă A. Deci mă A și mă B ar fi opuși. Mă A și mă B, dar văd că nu sunt opuși. Deci mă ori nu este între A și B. În condițiile astea. Deci mai citim încă o dată. M, A, față de M, B. Nu sunt opuși. M, A și M, B. Ci M, A și M, B. M, A și M, B au același sens. Ducem după A, mai punem încă două. Deci, după A, să mai punem încă două. Aici ar fi M, B, nu? Da. Deci M, A. De două ori M, A, să fie egal cu 3 ori M, B. Deci două bucăți egal de M, A. Să fie egal cu 3 bucăți. De 3 bucăți de al de M, B. Adică M, B e mai mic. Nu? Deci de 2 ori M, A. Adică M, A e mai mare. Cine este M, A e mai mare, că e un M, A și ceva. Și jumătate. M, A și jumătate. Deci dacă traducem, M, A, egal cu 3 pe 2, care înseamnă 1 plus o doime, din M, B, asta înseamnă egal cu un M, B, M, B, plus jumătate din M, B. Pe 2. Jumătate, da? Deci o doime din M, B. Înseamnă că... Nu-i bun de semnă. Facem invers. M, B, în loc de A, deci unde să punem pe M? Deci desenul nu-i bun, da? Ar trebui M, A... Mai mare. Mai mare. În loc de A, punem B. În loc de A... Și B, punem A. Deci dacă schimbăm așa, tu crezi că merge? Aici e B, aici e M, de, A. Și noi avem așa, că de 2 ori M, A, egală cu 3 ori M, B. De 2 ori M, A, care mai ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adică 8 fie egală cu de 3 ori M, B. 3 ori 6. Nu, mai scădem 2. Mai ștergem 2. De la... Da. De aici, da? Deci pe aici... Ia să urmărim. De 2 ori M, A, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Este egal de 3 ori M, B. Adică 12, cum zici tu. De 2 ori M, A înseamnă 12. 12. 12 segmente de astea, unități. Egal de 3 ori M, B? Măi, nu, e de 2 ori M, A. Da, adică 2 ori 6, 12. Așa. Egal cu de 3 ori M, B, adică 6. 3 ori 2, 6, păi egal, 12 cu 6. Mai scădem 2. Mai scădem 2. Și atunci aici ar A. Și acum, de 2 ori mă, adică 8, de 3 ori mă, bă, adică 6, tot ne bun. Mai scădem mă. Una mai scădem. Așa. E mă, bă și jumătate, mamă. Mă, A e mă, bă și jumătate. Uite, tot transcris în băzută și altă. Da. Deci, mă, A e mă, bă, odată, plus jumătate din mă, bă. Da? Deci este mă, A, este cât mă, bă. Deci de 2 ori mă, A. Și așa. Adică 6 e egal cu? Egal cu 3 ori 9. 3 ori 2 e 6. Corect. E dat mai corect. Da.
Dar și așa, minunatea profesorului. M, A, e cât M, B, și încă jumătate din M, B. Și mi-e dacă să-i șoptem. Rapid, da? Deci acesta a fost desenul. Între A și B, segmentul acesta B și din partea asta de două ori segmentul, da? Pentru punctul care a fost aici pentru B. Punctul B. Punctul C. Ia să vedem ce discutăm. A, M, egal cu 3 pe 2 din AB. Și adică egal mai departe cât AB și jumătate. Da, un AB și jumătate. AB și plus jumătate din AB. 1 pe 2 din AB. Adică A e M. A e origine. A este aici. B o să zicem aici. Și A e M. Să fie cât AB-ul și jumătate din AB. Unde să-l pun pe M? Păi, pe M îl ducem dincolo de B. Dincolo de B, sigur. Cu cât? Cu 3. Cu jumătate. Jumătatea din AB, nu? Că, uite, așa spune aici. Aici este M. Deci A, M. AB e să fie 3. Și AB e 2. AB e 2, da? La direcție e bună tot? Da. Este, nu? A e față de A, B. Bun. Și acum 2 M, A, C, C, D, D. D-O. Egal cu minus 5 M, B. M, A. 2 M, A. 2 M, A, cum zici tu. Egal cu minus 5 M, B. Minus 5 M, B. Eu iau pe A, B din nou. Așa. Minus. Deci AB. Fiindcă vorbim de M și M, B. De două ori M, A. Unde este M? Mai întâi să-l poziționăm. Este între A și B. Este în afară, în dreapta, în stânga. Are două, trei posibilități. M este... este după B. După B. Asta înseamnă, dacă e mai așa, vorbesc de A, E, SS, și când vorbesc de M, B. M, B în partea asta, da? Sunt opuși. Da. A, E și M, B. Dar eu am M, A și M, B, nu am A, M. Eu am M, A, M, A și M, B. Au același sens. Mhm. Mhm. Deci ei trebuie să fie opuși, așa, poziția atunci asta. Atunci ar punem între A și B. Așa, între A și B. Acum, după ce am stabilit unde îl punem pe aici, undeva, să vedem poziția lui, concret. Împărțim în 5. Așa. Deci spui tu. În 5. În... în 7. În 7. 5 cu 2, 7. Deci pe A, B tot, împărțim în 7 segmente. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, așa, A, B, și... De două ori mă, după două segmente, cred că acum... De două ori mă, e la urmă de 5 ori M, B. Dacă pun aici... Nu. Nu. Înseamnă două de ori de la bandul segmente și face... De 5 ori M, B, nu e adevărat. Nu e adevărat. Păi e 2 ori M, și dacă luăm două segmente, 2 ori M, înseamnă 4. 2 ori M, adică 2 din alea, 2 ori 5, 10. Eu zic să te obișnuiești să facem așa, că M este egal cu minus 5 pe 2, deci, adică egal mai departe cu de două ori, bă, minus de 2 ori M, B și minusul o doime din M, B. Și acum aveți clas. Adică e cât e M, B, nu are cât e M, B și încă jumătate din M, B. De două ori M, B. De două ori, pardon, de două ori M, B.
Adică M nu este aici. M e mic. Da, de două ori M. Să luăm, cum ai spus tu aici, din două unități, dacă așa aș pune pe M aici, 2 de al de MA ar face 4 și că jumătate din MA face bine, nu? 2 din MA aveți 5 acolo. Deci, MA, MA... Da, aveți 5 unități, dacă vreți să le socot din pelea. Da. MA e compus din 2 de al de MB. Da. 2 și încă jumătate, jumătate din MB. Și corect. Limba trebuie. Deci, mai a fost după 2 la A, deci după 2 la B. E bine, da, așa. E bine așa. Deci nu aici M-ul, ci în partea acolo. Deci vă trebuie să faci așa chestia asta. E mult mai clar. E mult mai clar. Supraunitar și în parți de... Deci eu puteam să zic și că MB egal cu minus 2 pe 5 din MA. Uh-huh. Dar nu-mi place că e subunitar și vine mai, mai greu. De, dar așa, MA e 5 pe 2, care înseamnă minus de 2 și minusul de M. Și este limpede. Corect. Cum? Nu înțeleg nici așa. Nu înțeleg. Hai să insist. Te rog să pui întrebări, insist. Deci, ai gândit foarte bine, mai întâi că se află în interior. Se află în interior, era lucru esențial. Și acum, 5 cu 2, că fac 7, iar și foarte important. Fracția, cum așez. 5 cu 2, 7. Și ai împărțit în 7 segmente. Și acum, pe 5 pe 2, faci pe 5 la 2 și faci 2 și plus jumătate. Da. 2 plus 5, care înseamnă 2 și plus 2. 2 în 3 și jumătate, mă. Nu? 5. Mai bine, de că 5 pe 2 l-am împărțit în 7 pe 2, dăm 5. Da. Tot așa de bine, 5 ar fi pe spre A, nu? Și 2 spre B. Dacă îți vine mai bine așa, dar mie mi se pare comod să văd așa. Că EMA, EMA înseamnă de două ori EMB-ul ca mărime. Adică și EMB-ul are două ori. Două, patru. Patru, două ori. Și mai rămâne, și mai adaug încă jumătate de EMB. Adică încă o lanează. Încă o pătăță. Da. Deci aduce numai un EMA, nu de două ori EMA. Bun, următoarea e. ABCD, e. E ultima? Da, nu. Ah, bun. 3 ori EMA. 3 ori EMA. Egal. Cu 7 MB. 7. Și scoate numai EMA. EMB. Și acum de aici rezultă că EMA... Zic și... Egal cu 7 pe 3, fracția. Să împărțim... Așa. AB în 10. Așa, mai, dacă o să vedem, important este să vedem unde se considerează EMO. Ori de câte ori avem negativ, EMO între ele. Când e negativ. EMA pe EMB, negativ va fi, sensul opus. Acum, când îmi dă o valoare pozitivă, EMA spre 7 pe 3 din EMB, Atunci... Deci MA pe MB negativ, adică mă duc încolo. Pozitiv. E pozitiv. Adică... Ar face aici, hai să mergem mai departe. Îl fac pe AB. 7 pe 3 înseamnă 2 și plus o treime. Da. Deci egal cu 2 plus o treime din MB. Și care face de 2 ori MB. Plus o treime din EMB. Deci EMA-o, EMA-o... Fac AB-ul să fie egal cu... Știm că EMA trebuie să fie egal cu 3 și EMB trebuie să fie egal cu 7. Deci fac AB-ul de 4. AB-ul îl faci de 4?